Dacă nu vă cer prea mult, hai să ne ridicăm în picioare. Doar 8 versete pe care vreau să le citesc din Vechiul Testament. Cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți la Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 8. Isaia în slujbă. Fie ca Domnul să ne ia pe toți în slujbă în seara aceasta și să lucreze prin viețile noastre. Amin. Am spus amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cum ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. Din acest pasaj am mai vorbit cu ani în urmă la Peniel. Însă Dumnezeu m-a călăuzit în seara aceasta să vorbesc din nou din același text și un pic mai diferit. E foarte bine să fii călăuzit în tot ce faci. E foarte bine că atunci când faci o lucrare, când iei o decizie, să te călăuzească Dumnezeu. De ce e bine? Pentru că Dumnezeu nu greșește niciodată, așa se încheie cartea lui Romani. A lui Dumnezeu, care este singurul înțelept, să fie slava, cinstea și gloria. Asta înseamnă că El e singurul și El nu greșește niciodată. Am fost zidit în toamna anului acestuia, în iarna anului acestuia, să văd într-o situație specială cum m-a călăuzit Dumnezeu. Și am zis că vreau în seara aceasta să vă spun și dumneavoastră. În urmă cu câteva luni am fost invitat în Reșița să predic Evanghelia. Și am simțit un îndemn puternic din partea Domnului să chem și familia Șolobot împreună cu mine. Am insistat la ei și au venit și ei cu mine în Reșița. Ei n-aveau niciun plan să meargă în România. N-aveau planificat, în agenda lor nu scria așa ceva, nu mai fusese de 2 ani. Și atunci am mers în Reșița, au venit și ei cu mine. Era o biserică în care nu puteam să merg. A mers familia Șolobot cu tatăl lor. Tatăl lor a predicat Evanghelia. Au stat acasă sâmbătă aia, duminica, lunea, seara s-au întors înapoi în Anglia, familia Șolobot, și miercuri noaptea tata lui Emima a murit. Și Dumnezeu a rânduit așa, ca înainte să moară, să aibă ocazia să-l vadă. E foarte bine să ne rugăm Domnului să ne călăuzească în toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu știe ce noi nu știm și Dumnezeu poate ce noi nu putem. Slăvit să fie numele Lui! Frați și surori, în seara aceasta vreau să vorbesc despre ce să faci când te întâlnești cu Dumnezeu. Ce anume ar trebui să facem noi atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu? Noi avem foarte multe întâlniri cu Dumnezeu. Biblia spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Slăvit să fie Dumnezeu! Ca și în seara aceasta, frați și surori, Dumnezeu este în mijlocul nostru.
Chiar dacă sunt aceiași frați, aceleași surori, aceleași bănci, aceiași oameni, același cadru, Dumnezeu din cer e în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și de multe ori ne întâlnim cu El și nu știm ce să facem. Dar asta s-a întâmplat și cu alți oameni. Din Biblie zice Moise că își mâna turma socrului său Ietro în pustie și de la distanță mare, că în pustie dacă nu sunt case și nici copaci, vezi la distanță. O văzut o tufă că arde și nu se consumă. Dacă erau americanii sau britanici, ziceau, am descoperit petrol. Și atunci Moise s-a apropiat să vadă, mă, ce-i tufa asta de arde și nu se consumă. Și în mijlocul focului era prezent Dumnezeu. Și Dumnezeu îi zice lui Moise, nu poți să stai în prezența mea oricum, de aceea descalță-te, că locul ăsta e sfânt. Moise se întâlnește cu Dumnezeu și nu știe ce să facă. Un alt om care s-a întâlnit cu Dumnezeu și n-a știut ce să facă era Samuel. Zice Biblia că într-o seară, pe când dormea, aude că îl strigă cineva, Samuel, Samuel. Se trezește, merge în camera cealaltă la preotul Eli și îl întreabă, părinte, m-ai chemat? Ăsta îi zice, nu te-am chemat, du-te și te culc. Dorme din nou și iar aude, Samuel, Samuel. Se duce din nou la preotul Eli și preotul Eli își dă seama că îl strigă Dumnezeu. Și zice, uite, când te mai strigă Dumnezeu, să te adresezi lui cu vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Doamne, ajută-ne și pe noi. Când tu vorbești, noi să auzim și noi să ascultăm și noi să împlinim și Domnul să ne binecuvânteze. N-a știut Samuel, dar l-a învățat Eli. A făcut așa și Dumnezeu îi zice din nou, bă, dar nu te-am întrebat ce ai făcut. Ce faci tu aici? Știți că mai sunt unii care toată viața vin cu ce-o făcut. Pe vremea noastră așa rugăciune a fost, pe vremea noastră așa să lucra, în felul ăsta mergea lucrarea. Dumnezeu este interesat de prezentul nostru. De aceea e important care e starea noastră în seara aceasta și zic Dumnezeu să ne cerceteze. N-a știut Ilie, dar Dumnezeu l-a ajutat să învețe. În seara aceasta, în scurte cuvinte, frați și surori, aș vrea să privim la un om care atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu, a știut exact ce trebuie să facă. Omul acesta este Isaia. M-am uitat la el și am văzut trei lucruri pe care le-a făcut când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Trei lucruri pe care mi le doresc eu să le fac și biserica noastră să le facă și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când te întâlnești cu Dumnezeu este să privești la Dumnezeu. Versetul 1 spune așa, în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Isaia era în templu de la Ierusalim și el privea la Dumnezeu. La cine privim noi când venim la adunare, frașesor? La cine ne uităm noi când venim la casa lui Dumnezeu? S-a constatat că oamenii se uită la predicator. Și dacă vine nu știu care predicator, nu mai este loc în adunare. Ca și duminica trecută, a început să ne binecuvânteze acolo pe internet, că a stat afară în ploaie, că a fost umbrelă, că membrii de la Biserica Peniel nu le-au dat locul, că și-a ocupat primii, că au venit în marginea Londrei. Așa e, că a venit un om. Și s-a umplut biserica, de n-o mai încăput și parcarea, au fost plină și acolo umbrele, pod de umbrele în fața bisericii, n-o mai încăput oamenii, că oamenii se uită la oameni. Când se întâlnesc cu Dumnezeu, ei se uită la cine predică. S-a constatat că alții se uită la cine cântă, dacă vin muzicanții aia, sau dacă e trupa aia de închinare, sau dacă ăia-s la biserică, vin la biserică. Alții s-au constatat că se uită la haine. Vor să verifice dacă sunt originale, să nu fie copie, să fie de firmă. La o biserică erau doi frați de ordine și ăștia se ocupau de parcare și ei se uitau la mașini, făceau lista. Cine are cea mai bună mașină, cine e pe locul 2, cine e pe locul 3, cine e pe locul 4, cine e pe locul 5. Frați și surori, Isaia este în templu de la Ierusalim și pe el nu-l interesează cine îi în templu.
Pe el nu-l interesează câți leviți sunt acolo, pe el nu-l interesează dacă marele preot e acolo, pe el nu-l interesează hainele lor, îmbrăcămintea lor, lucrurile lor, ci singurul lucru care îl interesează pe el când e la templu este să privească la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Primul lucru pe care trebuie să-l faci când vii la adunare este să privești la Dumnezeu. Nu contează cine predică, nu contează cine cântă, contează că Dumnezeu e în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Ce vezi atunci când privești la Dumnezeu? Zice Biblia că Isaia, când privește la Dumnezeu, vede în jurul lui niște îngeri cu 6 aripi care zburau și strigau zi și noapte: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Vă dați seama, frați și surori, una într-una în jurul lui Dumnezeu să zboare niște îngeri care să declare neîncetat: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Dumnezeul nostru e Sfânt, frați și surori. Și Dumnezeul nostru nu se schimbă. Noi trebuie să ne schimbăm și noi trebuie să ne sfințim viața și Dumnezeu să ne ajute. Peste sute de ani, Ioan este răpit în Duhul și vede cerul deschis și el vede tot așa ceva ca și Isaia. Și aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa, în Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi aveau și câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur pe dinăuntru, zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este și care vine. Păi dar putea să strige îngerii ăia: Dumnezeu e dragoste. Putea să strige îngerii ăia: îi ok și așa, îi ok și altfel. Dar îngerii lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, în orice vreme, care stau în jurul lui Dumnezeu, au un singur cuvânt: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Da, Dumnezeu e și dragoste, dar Dumnezeu este și Sfânt. Îi dragoste față de cei care se pocăiesc și îi sfânt față de cei care nu se pocăiesc. Și dacă Dumnezeu îi sfânt, ce trebuie noi să facem, frați și surori? Trebuie să ne sfințim viața în fiecare zi. Biblia zice: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Trăim o vreme în care mulți se joacă cu Dumnezeu. Trăim o vreme în care mulți se joacă cu pocăința. Am citit despre un fumător înrăit, că în timp ce fuma să se dea mare în fața gășcarilor lui, o dat un fum pe gură și o zis: Dumnezeule, ăsta-i pentru tine. La un an de zile după, o murit înecat în vomitatul lui în somn. Marele constructor al vaporului Titanic, când a fost terminat vaporul, ziariștii l-au întrebat: n-o, cât de sigur e vaporul ăsta? Ce măsuri de siguranță? Unde îl catalogați? Cât de capabil e? Și ce-o zis? Păi ăsta nici Dumnezeu nu poate să-l scufunde. Și la prima călătorie s-o scufunda cu totul. Marilyn Monroe, mare actriță americană care a dominat anii 50 în scena de film din America, înainte să moară cu 2 săptămâni, Duhul Sfânt i-a zis lui Billy Graham: du-te și predică Evanghelia la femeia aceasta. S-a dus la ea, l-a primit pe Billy Graham, l-a ascultat o jumătate de oră. Nu l-a întrerupt deloc. Și după aceea, când și-a terminat discursul, i-a zis lui Billy Graham: n-am timp și n-am nevoie de Iisus. Și la 2 săptămâni a murit. Se spune că în Campinas, în Brazilia, o fată dintr-o familie de pocăiți, în 2005, urma să meargă la discotecă cu gășcarii ei, că la aștia nu pot să le zice altfel, numai gășcari, G de la garbici, știți că seamănă. Și atunci zice că mama i-a zis: dragul mami, nu cumva să te duci cu ei, nu te duce cu ei, tu trebuie să fii credincioasă, tu trebuie să fii pocăită, nu cumva să te duci cu ei. Și zice că fata asta, cum sunt multe fete la o anumită vârstă sau băieți, când le cresc mușchii, au impresia că ei au inventat universul, ca și Copernic sau cum l-o chema pe ăla, care au zis că universul se învârte în jurul pământului. Și nu vreau să asculte.
Și atunci femeia asta, văzând că n-ascultă, în disperare, când asta urma să meargă, o mărți după ea la mașină și o zis, nu te duce, nu te duce. Și dacă o văzut că n-o vrut să asculte, n-o putut să oprească. Dar o zis așa, când s-a urcat în mașină, Dumnezeu să meargă cu tine. Și asta ca să se dea mare în fața prietenilor, știți că mândria vorbește de multe ori și ce nu vrem, o să uitat în mașină și o zis, tăte scaunile sunt ocupate. Nu m-am port bagaj dacă îl punem pe Dumnezeu. Mai târziu, la vreo două ore, mașina asta a intrat într-un accident, o murit toți și a rămas portbagajul neatins, pentru că acolo a fost singurul loc în care l-au pus pe Dumnezeu. Trăim în vreme în care mulți se joacă cu pocăința și Domnul îmi spune pe inimă aici că și aici în adunare, pretenii din astea lungite și prelungite în care ne jucăm cu pocăința și ne jucăm cu internetul și ne jucăm cu Dumnezeu și ne jucăm cu lucruri la lucru și facem tot felul de bișmașuri, dar Dumnezeul nostru e sfânt, frați și surori. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Noi trebuie să ne conformăm la standardele Lui și nu El se conformează la standardele noastre. Apocalipsa zice, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo decât cei care trăiesc în sfințenie și spală hainele în sângele mielului. Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta. Și dacă până aici am trăit așa cum am crezut noi, din seara aceasta să ne pocăim. Pentru că altfel degeaba venim la biserică, degeaba facem tot ce facem, că într-o zi vom intra pe o ușă pe care scrie, bine ai venit în iad. Aș vrea ca la finalul vieții, când vom muri la mormântul nostru, în loc de diavolul să bată Domnul Iisus Hristos, îmbrăcat în slavă și în glorie, să ne ridice de pe pământul acesta și să ne ducă dincolo de soare și de stele, în împărăția Lui slăvită, pe care de 2000 de ani o pregătește pentru Tine, Fiul lui Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne în seara aceasta și ajută-ne să ne pocăim odată cu adevărat și Domnul să ne binecuvânteze. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când te întâlnești cu Dumnezeu este să privești la Dumnezeu. Nu mai privi la oameni, nu mai privi la haine, nu mai privi la cine, la biserică. Privește la Dumnezeu, că Dumnezeu e în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Apoi un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem când ne întâlnim cu Dumnezeu este că trebuie să ne comparăm cu Dumnezeu. Zice Biblia în versetul 5, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, care locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Până aici Isaia au zis, vai de ăla, vai de ăla, vai de celălalt, vai de celălalt. Dar în momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu, se compară cu Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem noi, frați și surori, când venim la casa Domnului, când ne întâlnim cu Dumnezeu, este să ne comparăm cu El și Domnul să ne binecuvânteze. Adevărul despre tine și despre mine îl aflăm când ne comparăm cu Dumnezeu. Că așa noi putem să ne vedem extraordinari. Mulți zic, eu-s bun, eu-s moral, ca mine nu mai este nimeni. Și acum vreo 2 ani un văr de-a meu v-a mai povestit, m-a rugat să-l iau pe un nepot în casă pentru vreo lună de zile până și-o găsi chirie. Eu mergeam în România, am zis, lăs, dar aici e casă de pocăiți. Măi, e serios, e cu minte, să nu-mi facă ceva probleme. Zice, bă, ăsta e mai pocăit ca pocăiții. Mai bea câte un pahar, mai trage câte o țigară, dar ăsta e așa-i de treabă, dar nu se există. Noi avem tot felul de păreri despre noi. Și noi ne credem fiecare nu știu cum. Adevărul îl afli când te duci la oglinda care se numește Iisus Hristos. El este calea, frați și surori. El este adevărul, El este viața. Iisus a murit pentru noi. Iisus a stat pe cruce. Iisus a biruit moartea. Iisus a înviat. Cu El trebuie să ne comparăm. Și Domnul să ne cerceteze. Și Domnul să ne binecuvânteze. Când venim la adunare, să-L vedem pe Iisus. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Că eu nu înțeleg pe unii că zice, bă, toată adunarea se ruga și ăla făcea așa sau ăla făcea. Dar tu ce ai făcut? De unde știi? Avem câțiva frați de ordine, ok, poți să ne informezi, dar tu trebuie să te rogi când se roagă adunarea. Tu trebuie să cânți când cântă adunarea. Tu trebuie să lauzi pe Domnul când laudă adunarea. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce se întâmplă atunci când Isaia se compară cu Dumnezeu? Zice Biblia că un înger primește porunca să ia un cărbune aprins și să meargă și să-l atingă pe Isaia și să-l curățească de toate păcatele lui.
Atunci când te compari cu Dumnezeu, Dumnezeu lucrează curățire în viața ta. Dumnezeu te curățește, Dumnezeu te spală. Lui Dumnezeu îi place să ne comparăm cu El. Și când noi facem lucrul ăsta, Dumnezeu se îndură de noi și își întinde mâna peste viața noastră. N-ai vrea să se atingă Domnul de tine în seara aceasta? N-ai vrea să coboare Duhul Sfânt în mijlocul nostru? N-ai vrea ca Dumnezeu să ia buretele și să șteargă viața ta și să-ți dea putere din seara aceasta ca să faci voia Lui? Dacă vrei lucrul acesta de fiecare dată, nu te mai compara nici cu păstorul, nici cu comitetul, nici cu cântăreții, ci compară-te cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru toate păcatele tale. Zice Biblia că doi oameni erau la templu. Unul era religios. Să ruga în fața aproape de microfon, că în caz că se dă online, să-l vadă și pe el. Și ăsta postea de două ori pe săptămână. Îți zicea fratele nostru care se ocupă de post și rugăciune că mulți în biserică nu prea postesc. Sau nu se prea înscriu. Ăsta dă două ori pe săptămână post regulat. Apoi dădea zeciuiala, frați și surori. Dând tot ce avea, nu numai din salar, și din zarzavaturi, și din cadouri, tot, că așa scrie în Vechiul Testament, să dai și ăsta broia să fie așa cum scrie. Da, și amin. Și apoi era și smerit, avea o haină lungă până la pământ, numai sandalele îi se vedeau. Și în biserica aia, dincolo de prag, o veni și un păcătos. Unul care înșela, care mințea, care jenea. Eu nu sunt vrednic, eu sunt un păcătos, eu n-am ce căuta aici. Dar dacă vrei, îndură-te și de mine. Și Dumnezeu, frați și surori, l-a socotit neprihănit pe vameș. Pentru că s-a comparat cu Dumnezeu. Pe când fariseul stătea în față, Doamne, no, eu îți mulțumesc că nu-s ca păcătosul ăla. Rugăciuni lungi ca a mele, nu prea sunt, vorbiri în limbi așa cum mă rog eu, nu prea. Prezență la adunare, nu prea. Uite-l și pe ăla, îți mulțumesc că nu sunt ca el. Dumnezeu vrea să ne comparăm cu el de fiecare dată și Domnul să ne binecuvânteze, amin. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu este că trebuie să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. După ce privim la Dumnezeu, după ce ne comparăm cu Dumnezeu, un al treilea lucru pe care trebuie să-l facem, frați și surori, este să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Zice Isaia aici, am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, slăvit să fie Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla în biserica noastră dacă toți frații și toate surorile ar zice de azi încolo mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. De azi încolo vreau să fac și eu ceva. De azi încolo vreau să răspund la chemarea lui Dumnezeu. Un al treilea lucru, frați și surori, pe care trebuie să-l facem atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, este să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Toate programele astea nu sunt făcute numai să ne bucurăm, îi bine și să ne bucurăm. Programele astea și întâlnirile astea sunt făcute să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Prin fiecare cântare, prin fiecare poezie, prin fiecare îndemn, prin fiecare rugăciune, Dumnezeu ne cheamă să facem ceva. Dumnezeu vrea să facem ceva, frați și surori. Și El ne cheamă. Și Dumnezeu are un plan mare pentru biserica noastră. Și Dumnezeu vrea să lucreze cu putere în biserica noastră. Dar Dumnezeu nu-și trimite îngerii, că are aici oameni care să facă lucrarea Lui. Îngerii au altă treabă în cer și au treabă să ne păzească pe noi când merem pe drum și când sunt alte probleme. Dumnezeu are nevoie de mine și de tine. Un al treilea lucru pe care trebuie să-l faci când te întâlnești cu Dumnezeu este să răspunzi la chemarea Lui Dumnezeu. Și chemarea Lui Dumnezeu, frați și surori, se duce în trei direcții. În primul rând este chemarea la mântuire. Slăvit să fie Dumnezeu, că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Noi nu putem să iubim pe toți, dar Dumnezeu pe toți îi iubește. Și chemarea lui Dumnezeu este în primul rând să te mântuiască. Dacă ești aici în seara aceasta și nu L-ai primit pe Iisus în viața ta și n-ai făcut legământ cu El, Dumnezeu te cheamă să te întorci acasă. Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Dumnezeu vrea să-L primești în viața Lui și să te mântuiască, slăvit să fie Dumnezeu.
El n-are planuri să-ți dea jug, să-ți facă viața grea, ci El vrea să te binecuvânteze. Că nu-i familie binecuvântată ca și familia în care Domn este Iisus Hristos. Că nu-i casă binecuvântată ca și casa în care domnește Hristos. Că nu-s părinți mai buni ca și părinții care îl iubesc pe Hristos. Și nu-s copii mai buni decât copiii care sunt a lui Hristos. Când Dumnezeu te cheamă la El, vrea să te binecuvânteze. Citeam despre o licitație care a avut loc în America. Mulți bogătași s-au adunat și s-au făcut mai multe licitații. La urmă au scos o vioară veche, poate ați mai auzit această întâmplare, plină cu praf. Au pus-o acolo pe masă și au zis licitatorul, prăfuită, dezacordată, vrea cineva să dea $5? S-a uitat bogătașii ăștia, da, la cine trebuie nouă vechitura aia? Și nu a vrut să dea nimeni nici $5. Mă, au zis ăsta, dacă cumva cineva vrea $4. Și nimeni nu a fost interesat. Până la urmă a coborât la $2. O zis, bă, $2 ce să ia? Dar la ăștia nu le-o trebuia nici gratis. Că nu vreau să se murdărească pe Gucci și Armani. Sau la Coste. Acum și ăsta cu calul e foarte în vogă. Mai ales ăla care nu a avut numai ciorapi și o scurta pantalonii. Și atunci, la urmă, văzând că nimeni nu cumpără vioara, din spatele acelei întâlniri, s-a ridicat un bătrân, a venit în față, încetişor, a luat vioara, a deprăfuit-o, a acordat-o, i-a creat acel cadru potrivit unei vioare care este gata să cânte și a început și a cântat. Și a cântat o melodie atât de frumos încât toți ăștia au uitat ce se întâmplă. Au uitat unde sunt, erau absorbiți de puterea și de sunetele și de modul în care cânta vioara aia pe care nu a vrut să dea nici doi bani. La urmă a pus-o jos și licitatorii ăștia care sunt psihologi de meserie în a citi dorințele oamenilor a zis, nu, cine dă $1,000? Și imediat o sărit tăți, cine dă 2,000? Și până la urmă am înțeles că s-a vândut cu un jur de $10,000. Dar la urmă au zis ăștia, bă, dar cine e bătrânul ăla? Și zis, bătrânul ăla e un maestru în muzica la vioară. Frate și soră, poate viața dă cu tine de pământ. Poate viața te face praf. Poate lumea nu pune nicio valoare pe tine. Poate lucrurile nu sunt așa cum vrei tu. Este din cauza că trebuie să vii în mâna marelui maestru care dă valoare vieții tale. Dumnezeu este marele maestru care poate să te salveze, poate să te mântuiască, poate să te facă un om valoros. Dacă ai fi știut cum am fost eu și cine am fost eu și cum am ajuns acum, ai fi văzut cum lucrează Dumnezeu. Și sunt sigur că sunt zeci de mărturii de oameni pe care Dumnezeu din oameni de nimic i-a făcut fii ai slavei cu care își zidește împărăția care va birui tot ce există în lumea asta. Slăvit să fie Dumnezeu! Întoarce-te acasă, pocăiește-te, că Dumnezeu te iubește și este cea mai bună cale. Este chemarea la mântuire, apoi este chemarea la cunoaștere. Așa se încheie cartea lui Petru. Și voi creșteți în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Am mai zis că zicea cineva, bă, voi penticostalii sunteți poporul poveștilor. Vă plac poveștile. Cum trage unul o poveste, cum încep batistele. Frați și surori, să fim poporul Scripturii și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cerul și pământul va trece, dar cuvântul meu, spunea Domnul Iisus, nu va trece niciodată. Ăsta-i cuvântul sfânt, ăsta-i cuvântul drept, ăsta-i cuvântul bun. Îți mai spun ceva, știi de ce au mulți depresie? Că nu-l citesc în fiecare zi. Că nu-l iau în fiecare dimineață în mintea lor și în inima lor. Și apoi vin îngrijorările și vin frământările. Și Dumnezeu lasă peste noi dacă nu ne încărcăm cu puterea pe care o are cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să pună pasiune față de cuvântul Lui. Să n-ajungi în cer și să ți se pară că Dumnezeu e străin și că nu așa ai crezutul și că ai crezut că va fi altfel. Trebuie să începem să-L cunoaștem în fiecare zi tot mai mult. Acum vedem ca într-o oglindă, dar într-o zi vom vedea desăvârșit. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu să pună în inima noastră să citim Biblia în fiecare zi. Cum spunea Spurgeon, dacă va tăia cineva venele, să curgă versete din Scriptură. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi,
este chemarea la slujire, frați și surori, chemarea la mântuire, chemarea la cunoașterea lui Dumnezeu și chemarea la slujire. Ogoarele sunt gata de recoltă, cântăm noi, și lucrătorii sunt așa puțini. Eu zic că nu-s puțini, dar să înghesuie toți pe microfon. La microfon, frate, acolo ne înghesuim, să ne vadă, să ne filmeze, să ieșim în evidență. Dacă suntem puși la microfon, suntem gata să slujim, suntem gata să sacrificăm. Ziceam eu unui păstor, bă, dacă vrei să-l disciplinezi pe ăla, știi ce să faci? Disciplinează-l, dar lasă-i microfonul. Așa o să-i fie mai ușor să accepte. Dacă îi tai și microfonul, apoi cine știe ce face cu tine? Ne înghesuim, frați și surori, aici, la microfon, să slujim, să fim, să ieșim în evidență. I-am zis la cineva, nu dau nume, bă, nu mai, hai, mai las-o amu, că nu-i bine. Apoi, dacă așa stă treaba, eu nu mai vin la peniel, mă duc unde o să fiu apreciată. Păi, frate, dar tu de-aia vii la biserică? Să fii în evidență, să fii apreciat, sau vii că aici e casa lui Dumnezeu și vrei să-L cunoști pe Dumnezeu și vrei să faci voia lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne elibereze de boala microfonului, că ăsta e un duh puternic care chinuie sufletele, unii l-ar duce și în pat, nani, s-ar duce cu el în pat noaptea, l-ar pune de bibelou, l-ar purta în mașină, l-ar lega aici lângă gât, să meargă cu el în fiecare zi. Dumnezeu să ne elibereze de duhul ăsta și lucrarea lui Dumnezeu este dincolo de zidurile acestea. Este o lucrare interioară și una exterioară. La locul de muncă unde te-a așezat Dumnezeu, acolo e lucrarea lui Dumnezeu, acolo e câmpul tău de misiune. Nu te duce până în marginea pământului când n-ai spus la colegii tăi despre Dumnezeu. În casa ta, în familia ta, pe tramvai, unde ești, unde te întâlnești cu oamenii, acolo e câmpul tău de misiune. Dumnezeu are o lucrare mare și Dumnezeu vrea să lucreze în biserica asta și Dumnezeu vrea să facă semne și minuni. Dar nu o să-și trimită îngerii, ci te va folosi pe tine și pe mine. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime să adun recolta dintre spini. În spini e greu, în spini e înțeapă, în spini sunt deranjabil. Dar Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru și noi trebuie să fim gata să-L slujim pe Dumnezeu. Isaia zice, iată-mă, trimite-mă. Ce s-ar întâmpla în biserica noastră? Dacă toți frații și surorile s-ar pune la dispoziția lui Dumnezeu și-ar sluji lui Dumnezeu și-ar face voia lui Dumnezeu, Doamne, coboară în mijlocul nostru. Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Doamne, lucrează cu putere, nu ne lăsa în starea asta de nepăsare, de letargie, de apatie. Și fă-ne plin de acțiune pentru tine. Ce să faci când te întâlnești cu Dumnezeu? Să privești la Dumnezeu. Să nu te mai uiți la oameni. Să nu te mai uiți la cine-i la biserică, la cine cântă, la cine predică. Să vii la casa lui Dumnezeu, pentru că tu ești ogorul bun. Și ogorul bun slujește în orice vreme. Și ogorul bun face voia lui Dumnezeu până la capăt. Și ogorul bun împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Că despre asta se predica azi dimineață, despre ogoarele astea care unele sunt cu spine, altele sunt cu mărăcini și un ogor bun. Și ogorul bun n-are nevoie de nume, n-are nevoie de nu știu ce vedete. Ogorul bun îl slujește pe Dumnezeu în orice vreme. Din ce cauză? Pentru că el e ogorul bun și așa e ogorul bun. Și noi am vrea să fim ogorul bun, Doamne. Și ori de câte ori venim la adunare, vrem să privim la Tine și la slava Ta și vrem în biserica noastră Dumnezeu să lucreze cu putere, să fie bolnavii vindecați, să fie nepocăiții mântuiți și Dumnezeu să întărească pocăiții să facă voia Lui în fiecare zi, amin. Și apoi, să nu ne mai tot comparăm cu unul și cu altul, că nu-i păstorul calea, nu-i biserica calea, nu-i prorocul calea, nu-i prezbiterul calea, nu-i comitetul calea, ci singurul care a zis că-i calea, adevărul și viața este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Cu El trebuie să ne comparăm, El e modelul, nu mai căuta cu lupa la frați și la surori. Uită-te la Iisus Hristos și fă-te ca El și Dumnezeu să lucreze în viața ta. Și apoi, în al treilea rând, toate întâlnirile astea nu sunt făcute numai să ne bucurăm, să ne facem numărul fiecare și să mergem acasă. Întâlnirile astea sunt un loc în care de fiecare dată Dumnezeu vorbește și Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Cine are urechi, spunea Apocalipsa, de auzit să audă. Bă, toți avem urechi,
Dar mai sunt și din ăștia care n-aud. Să auzim cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Să-L punem în inimile noastre. Să facem voia lui Dumnezeu, frați și surori. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Știau cei doi părinți din satul mare care au mers cu mașina că la un moment dat gheața o să-i împingă spre un pod și vor lovi podul și vor cădea de pe pod și se va face mașina praf și s-o trezit sora din comă și copiii au fost morți și n-au putut să-i spună 2 săptămâni că i-au murit copiii. Știau lucrul acesta? Nu-l știau. Nu știi ce aduce ziua de mâine, dar nu te juca cu Dumnezeu, oricine ești în adunare. Că Dumnezeu e aici în mijlocul nostru și El are putere să învie și morții, are putere să vindece cancerul, are putere să facă semne și minuni. De aceea, hai să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L facem medicament pentru sufletul nostru, să-L facem binecuvântare pentru viața noastră și să tragem o linie din această zi și să facem voia lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin. Aș vrea în continuare să ne ridicăm în picioare, cântăm cu grupul o cântare, după care predau slujba la fratele Roman Nelu, Domnul să-L ia în slujbă. Amin.